arunca cineva o țigară aprinsă în coșul de gunoi și au chemat pompierii. Este un preview la, de fapt, la ce o să se întâmple pe canalul nostru. Așa că nu uitați să dați like și să vă abonați. Salutare și bine ați revenit la un nou vlog cu Daniel și Dad Exploring. Bineînțeles, cu Daniel și Dad, Masaro. În videoul de astăzi vrem să avem o parte de o aventură, o altfel de aventură, o explorare urbană, da? Dar imediat, stați să plătesc și eu parcarea, că am ajuns, deși mi-a tati portofelul, este aici. Am ajuns în oraș. În sfârșit, după 3 luni am ajuns în oraș. Am parcat, după cum vedeți, la colegiul din Gloucester, pentru că este mai ieftină parcarea și putem parca în timpul săptămânii după ora 4 și jumătate sau în weekend la un preț de derizoriu față de parcările celelalte. Saturday, 2 lire. 2 lire, am plătit și mergem să explorăm orașul Gloucester sau Gloucester. Englezii îl numesc Gloucester. Vrem să vă arătăm cum arată un orășel în Anglia. Este orașul principal, orășelul cel mai mare, orașul cel mai mare lângă care noi locuim. Are o istorie foarte frumoasă. Lasă că trebuie să închid și mașina. Are o istorie foarte frumoasă. Pe vremuri aici se făceau... Pe vremuri... Ce faci, mă, acolo? Pe vremuri de aici se pleca din orășelul acesta, se pleca către mările mări și se venea dinspre mările mări cu tot felul de produse. De aici plecau către Londra cărbune, minereu de fier și alte nebunii, lemn, și aduceau mirodeniile din Indii, din Americi. Dar haideți să ne vedem din oraș, da? Stați un pic, ca să pun și eu să închid mașina. Trebuie să mai iau neapărat o cameră de rezervă, o baterie, pardon, o baterie de rezervă pentru cameră și ne vedem din oraș. Și am zis să începem prezentarea orașului cu poarta de intrare către oraș. Canalul acesta se poate ajunge, v-am spus, pe râul Severn și până pe mare. Poți să pleci de aici, de pe canal, și să ajungi în America. După cum ați văzut, s-au deschis și terasele astăzi. Foarte multe terase deschise, lumea stă regulamentar, doi oameni la masă, cu spațiu între ei. Băncuțele care sunt, uite, astea sunt băncuțele din centrul orașului, nu le vedeți, o să le vedeți imediat. Nu e lumea așa de multă cum mă așteptam, lume puțin tică la oraș, dar este abia prima zi de când s-a dat drumul la circulație și la terase. Este centrul, unde acolo iarna este un patinoar. Da, tati? Ți-aduci aminte de patinoarul care este acolo iarna? Și în spatele nostru este Muzeul Național de Bărci și de tot ce ține legat de ape, de marinari și de tot. Ion vrea o gogoașă, dar nu știu de unde să găsim noi o gogoașă. Trebuie să mergem să-i căutăm lui Ion o gogoașă. Mergeți cu noi să-i căutăm lui Ion o gogoașă. Acolo este un alt restaurant și multe alte restaurante. Uite, pe jur împrejur, toată lumea a ieșit la terasă, la o cafea. Abia așteptau lumea să iasă din casă. După câte luni, tati, sunt? Au trecut de când e în Anglia? Au trecut 100 și un pic de zile de când a fost instalată carantina. Da. Nu? 100 și ceva de zile a trecut. Hai să căutăm gogoașă, Ion. Hai! Ok. Și am
ajuns și în centru. Haideți să vă arătăm bărcuțele. Unde își parchează oamenii casele în centrul orașului. Uite, toată lumea vine cu barca și o depozitează aici peste iarnă, o lasă aici sau locuiesc în ele. Au curent, au apă, au tot ce le trebuie. Ce ziceți? V-ar plăcea să locuiți așa în centrul orașului pe barcă? Și în spate sunt toate fostele depozite de materiale și de marfă care acum sunt transformate în birouri și în spații de locuit. Pentru că depozitele, după cum știți, s-au mutat pe străzi. Lângă autostrăzi, nu mai sunt în centrul orașului cum era odată. Iar acolo, foarte departe, merge și vă arătăm la fel, încă nu este, chiar acolo, încă nu este deschis, dar este muzeul de militar din Gloucester. Haideți lângă tank să facem două poze cu tankul. Și avem, totul este în jurul canalului și apă. Stai să vin, uite, stai să le arăt și lor muzeul soldaților din Gloucester. Da, asta scrie acolo pe... Acolo unde avem un tank, avem niște soldați. Avem soldați, avem instrumente, cartușe, compas și în același timp este și un punct de informare. Da, tati, unde mă chemai? Unde mă chemai? Daniel vrea să ne arate ceva. Ia, tati, ce vrei să-mi arăți? Ok, Dad, keep your eyes closed. Da. Have your eyes closed. Îi am închiși. Ok, follow me. Don't open them, close them. Keep them closed. Okay, unde so, mă pui? Now look at this. With the person who finds the most items like this wins. I'm adding a challenge. Da? Cine găsește like mai multe statuete așa câștigă, ce câștigă? They win the challenge. Yeah. Okay, so. O să venim să-l vizităm și cu voi toate muzeele de aici, muzeul bărcilor, muzeul soldaților. Mai avem și niște catacombe foarte frumoase. O să vă ducem să le vedeți acum. Doar prin afară, v-am spus, vă arătăm de data aceasta. Distanța socială, 2 metri. M-a pognit eu peste fund. Nu uitați, distanța socială, 2 metri, da? Nu e nevoie să purtăm măști aici, în Anglia, doar dacă suntem în spațiile comune. Pe stradă nu este nevoie, dar distanța este obligatorie. Hai să trecem strada. Clopotul bate la fiecare oră fixă, dar nu mai stăm aici 40 de minute, poate când ne vom întoarce, vom prinde și când bate clopotul. Ah, ai găsit un penny, e ăla norocos. Și aici este un turn care se poate vizita. Uite, hai să vedem. Este turnul lui Mihai. San Michael Tower. Suntem chiar pe strada mare, pe centru, cum s-ar spune. Ne plimbăm așa un pic, căutăm gogoși. Ăsta e motivul pentru care am plecat de acasă, de fapt. Ne elene să gătim astăzi, să cumpărăm gogoși. Și de acolo, din turnul San Michael, de la biserica San Michael, se ajunge la aceste catacombe, de unde putem să prindem așa o privire de aici, de pe stradă. Nu știu dacă vedeți. Uite, de orașul, poarta de est a orașului, care este de fapt sub pământ, da? Și ajunge, de acolo se intră pe sub oraș și sunt tuneluri pe sub oraș. De acum 2000 de ani, de când romanii au fost pe aici în vizită.
a doua poartă, a treia poartă și prima poartă. Așa arăta orașul. Și uite cum s-au făcut sepături și excavații ca să ne arate nouă o mică parte din istorie. 2000 de ani în urmă a fost tot ce e acolo sub pământ. Și acum, uite la ce nivel suntem. Ai grijă la bicicletă, tati? Mergem încolo? King Wall, calea regilor. Haide să mergem, că noi suntem regi și avem voie. Bineînțeles că vrem să vă ducem în cel mai turistic punct al orașului, Gloucester. Se citește, se spune Gloucester, se scrie Gloucester și mergem acum în cel mai turistic punct. Ce credeți voi că este? Este o biserică, dar nu orice fel de biserică. Ce e, tati? El vrea gogoașă. Nu găsim gogoașă. Poate găsim la biserică aici, tati, la catedrală. Deci nu este orice fel de biserică, este biserica în care s-a filmat o parte din Harry Potter. Dacă știți voi, când stăteau ei la mese acolo, sala aceea mare, somtoasă, și când alergau pe culoarele școlii, aici este filmat totul. Haideți să vă arătăm biserica, da? Nu putem să vizităm deocamdată catedrala înăuntru pentru că este închisă încă, nu știm pentru cât timp, dar când ne vom întoarce din vacanța de vară, cu siguranță vă vom aduce să vedeți interioarele și înăuntru cum arată. E ceva super, super tare. Și bineînțeles că lângă catedrală și lângă biserică, ce putea să fie decât o cârciumioară? O mică cârciumă. Ușă în ușă cu catedrala și nu se termină aici. Ia uitați cât mai este. Acesta este drumul care duce către catedrală. Și vulpița care citește ziarul. And the frog fishing. Și proasca care pescuiește. Aici este un magazin de attraction și shop, Beatrix Potter. Adică tot ce face, face lucruri manuale. Și aici este altă poartă de intrare în oraș, care este poarta San Michael Gate. Este poarta către cimitir, poarta, o altă poartă de intrare în oraș. Și bineînțeles străduțele cu specific englezesc. Care se respectă, își respectă și i-au căzut penny-ul lui Ion. Își respectă și istoria și păstrează toate casele vechi, le transformă în hoteluri, toate clădirile vechi. Aici este intrarea către un restaurant și o terasă. Momentan este închisă. Și aici este biserica și cimitirul în spate.
Nu contează că e restaurant, că e biserică, cimitir. Important e să meargă omul înăuntru în fiecare. În cazul în care căutați un loc de muncă, se caută frizer la numărul de telefon. De ce nu? O afacere care înflorește. Da, este deschis acolo, dar nu avem, nu are gogoși, nu avem ce cumpăra de acolo, ale un magazin de chioșc, de colț. Deci frizer, da? Dacă aveți nevoie, dați telefon la băiatul, n-are cu cine să deschide și el o frizerie. Acum, în timpurile astea, când toată lumea are nevoie să fie tuns. Și după ce v-am arătat atracțiile orașului nostru, da, am obosit un pic căutând la gogoși. De ce n-am găsit tati gogoși? I don't know, probably they were all closed. Probabil că erau toate magazinele închise, dar sperăm mai avem un magazin unde nu am încercat. Și vă spunem de aici, la revedere, nu uitați să... If you enjoyed the video, make sure to like, subscribe, and click the notification bell. If you enjoyed the video, so you get notification whenever we post a new video. Bye! And before we end the video, let me just tell you, thanks for the 1,000 views on our video where we followed the Gruffalo Trail. Avem 1000 de vizualizări, peste 1000, 1500 cred că sunt deja, la videoul unde l-am pierdut pe Daniel în pădure. Pierdut între ghilimele, pentru că nu e pierdut niciodată. 1000, 1000, 1000, it's a thousand. Pa! Bye! Like și abonează-te! See you next time! Bye!